Da, este adevărat. Există o tendință, și cred că nu numai la noi în țară, cred că peste tot, ca în preajma unor anumite perioade mai importante ale anului, sărbători, zile de naștere, chiar evenimente speciale, cum sunt căsătoria, botezul, în anumite situații, oamenii își doresc cumva să-și manifeste starea de bine, de bucurie, de exaltare, inclusiv pe chip, pe aspectul exterior. Și poate din ce în ce mai mult oamenii au început să-și ofere mici bucurii, mici cadouri sau uneori chiar mari cadouri cu ocazia acestor sărbători. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să fie neapărat proceduri efectuate cu un anumit eveniment, cu ocazia unui anumit eveniment, ci mai degrabă atunci când un pacient simte că își dorește să realizeze acest lucru pentru dumnealui sau pentru dumneaei. Bun, să înțelegem că aceste proceduri, da, de chirurgie estetică nu numai că ne oferă un aspect plăcut, frumos, ne oferă și o încredere de sine, nu? Foarte ridicată. Da, pentru o persoană echilibrată din punct de vedere emoțional, atunci când arată mai bine, îi creează o stare de bine și psihică, îi oferă mai multă încredere în ea. Este exact același efect ca atunci când ne coafăm, ne machiem, purtăm o îmbrăcăminte deosebită sau chiar o îmbrăcăminte confortabilă. Este adevărat că de multe ori anumite trăsături mai neplăcute sau din punct de vedere medical care nu se încadrează în anumite balanțe ale standarde, să zicem așa, nu? Standarde, să spunem, ale echilibrului facial, ne pot complexa foarte mult și mascarea sau chiar îndepărtarea lor duce la o stare de bine, la o stare de mulțumire interioară și de încredere în sine. Bun, acum, ca și curiozitatea mea, cineva îmi spunea la un moment dat că aceste proceduri de chirurgie estetică la un moment dat ajung, așa, între ghilimele, să-ți intre în sânge. Adică, dacă ai ajuns într-o clinică de estetică, de chirurgie estetică, de înfrumusețare, simți nevoia ulterior să revii. Și iar să revii, și iar să revii. E adevărat? Există o întreagă discuție pe această temă. Există într-adevăr așa zisă dependență de procedurile de înfrumusețare, procedurile estetice, dar să știți că în realitate acesta reprezintă un procent foarte mic din pacienții care se adresează clinicilor noastre. Să spunem că sub 0,5% din pacienți chiar dezvoltă în realitate o dependență de procedurile estetice și aici consider eu că este datoria medicului curant să diagnosticheze și să întrerupă, să diagnosticheze această dependență și să întrerupă tratamentele, pentru că, din păcate, ele nu își mai ating scopul, pacientul nu mai capătă această stare de bine și efectuarea lor în exces poate fi chiar dăunătoare pentru persoana respectivă. Altfel, repetarea anuală sau la 10 luni a tratamentelor nu are rolul decât să mențină continuitatea efectului pentru pacienții care își doresc, de exemplu, diminuarea ridurilor, pentru că toate aceste tratamente au o perioadă de funcționare limitată. Sunt proceduri, sunt produse resorbabile sau cu acțiune reversibilă. Am înțeles. Știm că de-a lungul timpului, pe partea aceasta de chirurgie estetică, lucrurile au evoluat foarte mult și chiar produsele care se folosesc acum în clinici sunt de înaltă clasă, de top. Spuneți-ne, doamna doctor, vă rugăm, ce anume ar trebui să solicităm medicului sau cum se procedează? Pacientul este cel care vine cu solicitare către medic sau în urma unor discuții între pacient și medic se stabilește exact
Cum trebuie să fie făcută acea procedură? Ce fel de produse se aleg? Este o întrebare foarte pertinentă, pentru că în ultima vreme, având această popularizare a procedurilor și tratamentelor estetice în mediul online, majoritatea pacienților sunt foarte bine informați asupra procedurilor care li s-ar potrivi. Și de multe ori dumnealor solicită o anumită procedură. Nu este neapărat greșit, dar varianta corectă din punctul meu de vedere este ca pacientul să-și prezinte nemulțumirea vis-a-vis de felul în care arată sau de starea de sănătate pe care o resimte. Medicul să aprecieze unde constată o anumită deteriorare a țesuturilor, o anumită anomalie morfologică, o anumită distorsionare a aspectului normal și medicul trebuie să fie cel care vine cu propunerea pentru un anumit tratament. Evident, este foarte important ca pacientul să-și prezinte nemulțumirea față de felul în care arată, pentru că anumite semne de îmbătrânire, anumite trăsături dismorfice nu trebuie neapărat corectate dacă nu fac obiectul unei nemulțumiri din partea pacientului. De exemplu, sunt pacienți a căror față, pe mine, la prima vedere, să spun așa, trage de atenție un anumit rit de expresie pe care eu îl consider extrem de disgrațios și care îi conferă un aspect îmbătrânit, obosit, respingător. Pe pacientul respectiv, acel rid nu îl deranjează și chiar îl consideră un element al personalității sale pe care el nu vrea să-l modifice. Am înțeles. În niciun caz nu vom interveni la regiunea respectivă. Dar altfel, plecând din suprafață spre profunzime, în funcție de nivelul țesutului, profunzimea țesutului pe care eu o apreciez a fi deteriorată, eu sunt cel care îi propun pacientului un anumit tip de tratament. Am adresat această întrebare tocmai pentru că observăm și pe stradă, sunt unele domnișoare, doamne, cu anumite proporții un pic mai mărite, la buze, la pomeți, chiar și la fese. Acum, cu siguranță, de-a lungul experienței dumneavoastră, ați întâlnit sau ați avut poate ocazia să aveți astfel de paciente care doreau o mărime mai mare, fie la silicoane, fie la implantul în buze, fie în pomeți. E, cum gestionați acele discuții cu pacientele care vor o dimensiune mai mare decât cea recomandată? Că sunt convinsă că dumneavoastră le recomandați o anumită măsură, dimensiune, nu? În general, ca medic, există anumite criterii, anumite măsurători pe care, dacă nu neapărat le facem cu rigla, le facem aproximând ochiometric, cum se spune, aproximând dimensiunile standard osoase ale feței, față de care raportăm dimensiunile structurilor moi. Ca în orice specialitate există pacienți care au tendința de a exagera tocmai pentru că există un complex major în personalitatea lor pe care încearcă să și-l mascheze. Din nefericire, exagerarea unor anumite dimensiuni nu le va trata acest complex și de aceea apare creșterea exagerată a dimensiunii respective, a buzilor, a pomeților, a feselor. Există și o tendință intenționată, fără a fi subconștient, este o tendință intenționată de a ieși în evidență cu ceva, chiar dacă nu neapărat ceva plăcut, tocmai pentru a ieși din anonimat.
Evident, iarăși, este datoria medicului să consilieze pacientul respectiv în vederea păstrării proporțiilor feței pentru a nu crea distorsiuni la nivel de țesut, la nivel de arhitectură tisulară, pentru că toate aceste încărcări în exces a țesutului cu volum de filler va duce în cele din urmă la distorsionarea arhitecturii țesutului, iar odată cu dispariția fillerului respectiv, țesutul va deveni extrem, extrem de flasc, cu ruperea benzilor de colagen, cu distorsionarea fibrelor musculare și aceasta poate avea repercursiuni foarte serioase asupra pacientului și a funcției regiunii respective. Deci, în cazul în care exagerăm cu aceste dimensiuni și la un moment dat nu mai avem fie timp, fie bani să întreținem acele zone, acolo pielea va cădea, da? Va fi o zonă care va pica efectiv. Devine extrem de flască, cu extrem de multe riduri, iar din nefericire, de exemplu, augmentarea buzelor cu un volum de filler, acid hialuronic, colagen, chiar silicon, deși aceasta este o tehnică pe care eu personal nu agrez, dar încă se mai practică. În momentul în care acest filler, dintr-un motiv sau altul, dispare, se resoarbe, nu se adaugă, este extras, țesutul va căpăta un aspect îmbătrânit, mușchiul orbicular nu-și mai poate îndeplini funcția și pacientul respectiv va avea dificultăți de închidere a buzelor, lucru care uneori necesită intervenție chirurgicală pentru a fi rezolvat. Adică mobilitatea buzelor poate fi afectată în timp de aceste supradimensiuni? Da, cu siguranță, dar practic mobilitatea buzelor este afectată din momentul în care se injectează un volum exagerat de filler în țesuturi. Nu cantități mici. Nu, există fiecare volum de țesut are un anumit volum de filler pe care îl poate accepta, căruia îi este benefic și căruia și care îl poate face să arate așa cum natural. Natural. Da. Natural și chiar atractiv. Am înțeles. Anumite defecte, să spunem, de dimensiune a buzelor pot fi refăcute prin injectarea de acid hialuronic? Sigur că da. Inegalitatea buzelor, să spunem? Sau... Inegalitatea buzelor, care de multe ori este de volum, dar nu de puține ori este și datorată unei contractilități diferite a mușchiului orbicular stânga-dreapta, pot fi corectate prin augmentare asimetrică cu acid hialuronic, de exemplu. Evident, efectul se menține, corectarea, efectul de corecție se menține atâta timp cât își menține efectul acidul, pentru că orice acid hialuronic, orice produs de acid hialuronic se va resorbi după o perioadă de 10 luni, 12 luni, în funcție de tipul produsului, în funcție de